Bună dimineața, bună dimineața, zi de marți, foarte frumoasă, mi se pare fantastică această zi. E un fel de luni pentru mine, pentru că nu ne întâlnim ieri, cum ar veni, în zi de luni. Așa că săptămâna noastră începe de marți. Și cum mie îmi plac începuturile de săptămână, cu atât mai tare ziua asta de marți. Bun, astăzi va fi o zi tare interesantă și din punct de vedere a discuției cu invitații. Invitatele, de fapt, astăzi avem niște doamne și domnișoare foarte simpatice. Cu mare încântare le voi aștepta pe Jana și pe Natalia astăzi. Ele sunt din, Jana este din Găgăuzia, din regiunea Comrat, iar Natalia este din Chișinău, din Republica Moldova. Ele lucrează în televiziune, o să ne dea ele mai multe detalii despre ce fac acolo exact și vorba cu ce se îndeletnicesc. Ele sunt venite împreună cu alte trei colegi de breaslă din Republica Moldova, sunt venite în Cluj, în zona noastră Transilvaniei, pentru că de fapt au un traseu mai amplu, nu rămân doar în Cluj-Napoca, și au venit în cadrul proiectului Reporter Est. De altfel, o inițiativă foarte faină care a pornit de ceva vreme încoace, inițiativă a studioului teritorial Cluj, de a uni, măcar din punct de vedere profesional, mai multe țări. Și acum, iată, legătura mai strânsă este cu Republica Moldova și cu Găgăuzia, dar o să vedeți de-a lungul timpului sau în amplul marele proiect sunt și din alte țări, din partea asta de centru a Europei, respectiv est al Europei. Toată lumea vorbește, băi, vestul Europei, vai, vestul, ok, sunt de acord, există vestul, este pe o treaptă acolo, înaltă, dar ce facem, frate, cu estul? Că și noi suntem cam în est, cum ar veni. Așa că măcar noi, așa, între noi să ne ajutăm și pe cât putem să mergem încolo, să aspirăm înspre ceea ce considerăm noi a fi o țintă foarte bună, respectiv anumite poziții pe care le ocupă țările din vest. Și ajungem noi acolo, că așa se învârt roțile, băi, incredibil. Când ne uităm un pic în istorie, sigur, intervalele de timp sunt mai mari. Nu prea ne ajunge o viață de om ca să vedem marile, marile schimbări. Mai rar se întâmplă asta. Dar dacă ne uităm așa de-a lungul erelor, într-un fel sau altul, chestiunile se întorc. Astăzi suntem mari șmecheri ai lumii și după nu știu câte veacuri sau, mă rog, milenii, mai citim prin cărți despre acei mari oameni conducători ai lumii. În fine, nu facem neapărat acum o lecție de istorie pe această temă, dar menționam că tare încântată sunt. Ieri le-am cunoscut pe aceste fete, în afară de Natalia și Jana, cele care vor fi astăzi în platou. Mai sunt, cum spuneam, alte trei colege. Ana Smolnitsky, pe care ați mai văzut-o de altfel în colaborările dintre România și Republica Moldova, va fi și ea în zilele următoare alături de mine în matinal, precum și Olga și Ludmila, alte două colege din Republica Moldova. Foarte simpatice, ele de fapt venind în acest proiect Reporter Est învață tot felul de, eu așa într-un mod ludic aș putea să le spun, niște ghidușii din meserie, astfel încât să le fie mult mai ușor să facă jurnalism. Și nu orice fel de jurnalism, ci jurnalismul modern. O să mai povestim și despre acest lucru puțin tel mai încolo, pentru că am pregătit și un reportajel împreună cu colega Diana Pahidian, care de altfel e și ea, tare mă bucur, în curtea noastră din nou aici la Cluj. Mulțumesc, uite, am un cadou acolo, vii, te rog să-mi duci. Azi noapte, vorba unora, atât am băut, n-am băut extrem de extrem de multe licori din astea bahice sau mai știu eu, dar așa s-a întâmplat, domnule, ca peste noapte să facă extrem de sete și să nu fi avut dimineața tare apă suficientă. Dar știi că e vorba aia dimineața pe stomacul, numai că nu mai am stomacul gol, că am apucat să și mânc. Dimineața, un pahar cu apă este ceea ce îți trebuie ca să fii din nou în formă. Bun. În fine, revenind la alte lucruri, festivalul Steps, de asemenea, va fi în vizorul nostru astăzi. Aronca Tocaci va fi prezentă în platou să ne povestească despre acest eveniment, detalii, program, bla, 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 pentru că, nu e așa,
TVR Cluj e partener cu evenimentele tare faine ale orașului și evident nu putea să lipsească Ronco din această discuție. Mai vorbim și despre fostul primar al Clujului, despre Sorin Apostu. Uite, vezi cum era și cu... Și apropo de povestea că astăzi ești mare și poi mâine ești destul de mic. Și Sorin Apostu, vă aduceți aminte, în urma cu câțiva ani, când era primar, fai de capul meu, deci parcă era un fel de om tot cunoscător, nu cumva să îl contrazici. Mi-aduc aminte și eu de câteva ori am contrazis și n-a fost bine. Da, mă rog, n-a fost bine la nivelul ăsta, că mi-a zis, nu sunt de acord, iar eu, nu, că eu am dreptate. În fine, până la urmă, lucrurile se pare că au fost dezvăluite, hai să zicem, în felul acesta. Sorin Apostu a ajuns la închisoare, multe solicitări de ieșire, destul de multe respinse. În fine, ieri a ieșit din nou. Procurorii DNA au făcut contestație pentru această ieșire din închisoare, din penitenciar, dar judecătorii se pare că au respins acea contestație. În consecință, Sorin Apostu poate să rămână în afara închisorii. Dar vedem în câteva detalii într-un scurt reportaj pregătit de colegii de la Știri. Instanța din Bistrița a respins această contestație ca fiind nefondată. Decizia este definitivă și a fost comunicată penitenciarului Bistrița, unde a fost încarcerat Apostu, iar acesta a fost eliberat. Fostul primar al Clujului a fost condamnat în iulie 2014 la 4 ani și jumătate de închisoare cu executare de către Înalta Curte de Casație și Justiție. El a fost acuzat de mai multe fapte de corupție, printre care luare de mită, trafic de influență, instigare la spălare de bani sau fals în înscrisuri oficiale sub semnătură privată. Din pedeapsă a fost scăzută perioada în care Apostu a fost reținut și arestat, respectiv din 9 septembrie 2011 până în 28 septembrie 2012. Și soția sa, Monica Apostu, a fost condamnată cu suspendare pentru complicitate la luare de mită, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată. S-a dus acasă cu taxiul. Acum, nu știu ce să zic, mai vedeam, Sineveriteuri, adică scene din astea, oamenii merg cu camera, mă rog, oamenii, jurnaliștii, în fine, de pe acolo, de pe la București, în general, merg cu camera să vadă vreun marășmecher care este eliberat, ce se întâmplă, cum este așteptat la ieșirea din penitenciar, de obicei, familionul acolo face zid uman, cum ar veni, sau lanț uman, în fine, îl scot pe om într-o mașină luxoasă, că nu e așa, de obicei. Ștabii ăștia erau cu diverse mașini luxoase și îl vedem acum pe Apostu, care este frumos, liniștit, cu minte, merge în taxiu, cum zici? O singură cameră. Vezi, uite, colegul cameraman Tibi a remarcat el repede, mă, este buluc, mă, de oameni cu camere, cum era pe vremuri. Cum una singură e suficientă? Deci asta parcă era de la B1 sau de unde. În fine, nu contează. Ideea e că a fost destul de modest la această ieșire. Uite, și colegul Dani remarcase cum era cu sacoșă pe umăr sau cu ce? O sacoșă de umăr. Păi acolo îi încăpeau toate lucrurile pe care le-a avut în fosta lui casă și nu, în principiu nu aveau de ce să fie prea multe. Uite, avem și imagine, da? E, uite, exact, da, cu o sacoșă din un rucsac din asta de plimbare. Eu am un rucsac din asta când mă duc de obicei așa pe la o excursie de câteva zile. Acum el vine dintr-o excursie de câteva zile, vreo, nu știu, 1200 sau 1500 sau ceva de genul ăsta. În fine, da, păi foarte bine că omul, ce să zic, și-a ispășit pedeapsa, sper că a înțeles ceva din toată povestea asta, deși, fii atent, eu nu m-am pus o întrebare, adică nu dau cu var. Chiar aseară povestea un grup la o masă, zice, bă, bine, ok, l-au prins pe ăsta, l-au băgat la închisoare. Au stat acolo omul cât a stat, vreo 3 ani plus dinainte, vreo 4 ani. Și acum el iese, dar bă, banii ăia și businessurile care au fost în spate, știi? Alea, chestiile alea, cam cum se recuperează? Că până la urmă pe cetățeni și asta îi deranjează, știi? Banii care din buzunarul lor public s-a scurs până la urmă, știi?
tradus prin orice. Că o fi trafic de influență, că o fi fals subsemnături, că o fi fost mită, că o fi fost contracte alocate. Știi, în general, omul zice, păi nu mă interesează sub ce formă. Dacă tu mi-ai scurs banul din buzunar, eu îl vreau înapoi. Vine justiția și zice, nu putem să stoarcem că na, nu avem nimic la vedere, îl băgăm pe unul la închisoare. E bine și așa. Dar poporul, știi, la început așa zicea, foarte bine, la închisoare cu ei, dă, e în Franța. După o vreme, când deja tot bași la închisoare, nici nu stau extrem de mult, adică au un 3-4 ani sigur. Pentru cineva care e cinstit, 3-4 ani e mult. Dar pentru cineva care face tot felul de măgării, credința populară, nu justiția neapărat, că acolo e discutabil, ai niște... Credința populară zice, bă, ok, îl pui acolo, îi dai și condiții, nu? Că mai este doamna Udrea de la închisoare și zice, vai, nu sunt condiții în penitenciar. Of, Doamne! Înțelegi? Bine, nu mai discutăm iarăși paranteză, condițiile unui deținut în penitenciar versus alocația pe care o primește un copil. Sau mai știu eu alte chestii, sau condițiile din spital. Din spital, deci un copil care este spitalizat, cred că este mai traumatizat decât unul din ăsta care până la urmă este practic relaxat, știi cum zic. No, bun, revenim. Deci omul se întreabă, păi dar cum se recuperează totuși prejudiciul ăsta? Că la o adică, fii atent ce-și mai zic unii. Așa, mergând și eu pe stradă, mai aud pe aici pe acolo. Ce bine mă, fac și eu niște business-uri în astea cu foarte mulți bani. Am rezolv și eu deoparte vreo cât vreo 1,5 milioane de euro, ceva de genul ăsta. După care mă prind, că nu o să scap, clar, că fug eu o vreme, dar nu scap. La un moment dat, fac, fac, cătușele, las dup. Stau și eu acolo, ca belferul, nu-i așa, că avem condiții, cât vreo, în 3-4 ani. Bă, și 5, nicio problemă. Că după 5 ani ies și mă bucur de cei 1,5 milioane de euro. Înțelegi cum zic? Deci lucrurile sunt în continuare perfectibile, ca să mă exprim foarte frumos. Dar... mă rog, încheiind subiectul cu Sorina Post, pe care de altfel îl vom întâlni și pe măcar una dintre ziarele, una dintre primele pagini ale ziarelor de astăzi, o să ajungem și acolo. Foarte pe scurt, o chestiune mai vreau să mai menționez. Azi dimineață, venind înspre studio, ascult radio, ca de obicei. Bun, și era unul dintre subiectele de actualitate, este cu privire la bănci. Băncile! Băi, băncile! Băncile sunt... foarte enervate de chestia asta cu darea în plată. Nu vreau să discutăm neapărat despre legea dării în plată, că nu sunt multe de povestit și acolo. Dar reacția asta a băncilor, deci fii atent, băncile s-au zburlit, știi? Deci vă închipuiți o mâță care atunci când e enervată, îi se ridică blana, da? Sau cum așa, sau eu știu, poate o găină din aia care își ridică așa penele. Deci s-au zburlit. S-au zburlit pentru că nu le convine, domnule, ce s-a întâmplat acolo. Schimbarea asta nu este pentru ele. Nu este. În consecință, ele ripostează. Bănci le-au zis, noi înăsprim condițiile de creditare, astfel încât oamenii nu o să mai poată să-și ia credite așa cum luau altădată. Ok, super. Eu, ca om care deja consumă de ceva vreme un credit din asta și, cum am mai zis, nu e un credit exorbitant, e un credit din asta de trăit normal și decent. Decent, nu ca belfer. De ce? Bun. Deci îmi doresc cu ardoare să se termine odată creditul ăsta și sper în viața mea să nu mai iau un credit. Cum, zic eu, foarte mulți care au un credit spun exact același lucru. Mai mult decât atât. Apropo, cu chestia asta cu legea dării în plată, deja s-au dat, era undeva o statistică, aproximativ 5.000 de oameni care au credit vor profita de această lege a dării în plată și își vor da dracu bunul înapoi către bancă. Deci ține-ți bancă bunul, firai tu să fii, că nu mai vreau să o detin. Știi? Deci chestia asta este. 5.000 dintr-o populație de 5.000 de oameni din 20, nu știu cât este, dar oricum e mult dintre cei, uite că n-am suma totală a celor care și-au luat credit. Dar oricum e un număr, e un număr, adică nu zici 2-3. Uite că s-a pornit aer condiționat. Ok, bun. Și atunci stai să te întreb, oare, venind așa ca un om care trăiește, normal, într-un fel, nu-i mai bine, mă, că se mai năspresc, dracu, condițiile astea? Că pe vremea când se lua credit cu buletinul, toată lumea și-a luat, nu și-a dat seama, pentru că, mă, așa e natura umană. E pofticioasă. Na, e ca și cum dacă îi pui în față o prăjitură, îi dai și lingurțe și se spune, acum nu mânca,
Pentru că trebuie să slăbești, să intri la dietă. Hai mă, fii serios, dă-o dracului de treabă, că trebuie să fii anormal, cum ar veni, să poți, sau anormal să nu ai deloc poftă și trebuie să fii extrem de plin de voință să nu muști din prăjitură. Sau mai mult decât atât, dacă ai luat o linguriță, să te oprești acolo. Înțelegi cum vreau să zic? Bun, analogie cu povestea asta cu creditul luat de la bancă. Una este când zici, hai domnule, numai treci pe la noi. Bine, și acum mai sunt câteva, numai că deocamdată sunt pentru, cred că, creditul ăsta de nevoie personală, nu e pentru creditul imobiliar. Hai domnule, treci pe la noi, stă la o poveste, ții și tu un credit, vorba aia, că viața e frumoasă, ziua e însorită, etc. Știi? Ce mai înăspresc puțin, oamenii sunt un pic mai conștienți când își vor lua un credit și poate că lucrurile se mai temperează din punctul ăsta de vedere al apetenței pentru credit, credit, credit. Știu că e trist. Normal că e trist, că toată lumea ar vrea să aibă măcar o casă și o mașină, numai pentru un confort minim. Cine are o casă și o mașină în vremul ăsta e cam, ha, te-ai ajuns, mă, te-ai ajuns. Păi ce, poți să-ți iei o casă? O casă normală, că nu știu ce să zic. O casă normală, ce? Un apartament dintr-un salariu minim pe economie. Ca să zicem, un salariu minim pe economie e așa, ar trebui să-l aibă toată lumea. Nu. Un salariu mediu pe economie. Mediu cât e? Vreo 16 milioane prin Cluj, nu? Mai redus în alte zone din țară. Atunci te gândești, băi, dintr-un salariu ăsta mediu, nu poți să-ți iei un apartament, frate. Ca să nu zic că dacă ești o familie cu doi copii, nu o să-ți iei un apartament cu două camere, că e... Na, ai vrea totuși ceva. Ce, cât, cum e decent? Care e locuința colegilor? Care e locuința decentă dacă ai e vorba de o familie cu doi copii? Minim trei camere, nu? Nu? Ați adormit? Radu? Băi, nu e vorba că dacă ne ai bani, vorbim de condițiile decente. Condițiile, domnul Daniel, condițiile decente, eu nu spun așa, dacă n-ai bani, poți să stai și într-o garsonieră cu toții, ia, la odihnă. Condiții decente, deci o familie decentă, nu belper, repet, decentă. Un copil, trei camere și doi copii, patru camere. Băi, da, da, uite, aici mi se pare super decent, foarte decent. Nu poți asta, deci nu poți, nu poți. Un apartament cu patru camere. Fai de capul meu, dar cred că trei generații plătesc. Și plătesc în Cluj, dar rămite în alte părți unde probabil salariul mediu e mult mai scăzut. Hai să vorbim un pic despre temperaturile din zonă. Ei bine, temperaturile sunt așa în jur de 16-18 grade Celsius, partea de vest a țării, respectiv Oradea și Satu Mare sunt cu 18 grade cel mult astăzi. Baia Mare, de asemenea Târgu Mureș, 17 grade Celsius. În zona Clujului și în zona Sibiului, astăzi vor fi cel mult 16 grade Celsius. Iar în Brașov 14 grade, la Miercuri Ciuc 13 grade Celsius. Temperaturi relativ plăcute dacă avem și o geacă cu noi. Și știu că este mai și în principiu ne gândim la mare. Apropo, chiar am văzut o poză, colega noastră Miruna de la redacția de știri, departamentul de sport, era la mare. Acum nu știu dacă era poza făcută zilele astea sau e o poză din trecut și cumva o amintire din asta de mare, de lună mai, nu știu ce. Dar oricum e plăcut să ne gândim că în mai facem plajă, ne bălăcim. De obicei nu în mai se dă startul pentru stranduri, pentru mers la mare, tra-la-la. Luna asta mai ne-a cam dat peste cap toate planurile de genul acesta. Așa că noroc de cei care nu și-au făcut planuri de mers la mare sau la vreo piscină în luna mai. Așteptăm probabil sfârșitul lui iunie, mai că din câte mi-aduc aminte, după jumătatea lui iunie, deja litoralul are prețurile alea mai mari, nu? Parcă așa e. Parcă după jumătatea lui iunie prețurile sunt cele de super sezon. Dar s-a dat drumul la litoralul pentru tot începând oare cu ce zi? Nu știu, oricum din luna asta mai, litoralul pentru tot. Păi da mă, dar dacă e fric, ce litoralul lupește să mă mai duc eu să ce? Să stau cu geaca pe mine pe plajă? Dacă te duci la mare și nu te poți abține să stai pe plajă chiar dacă e fric, te întorci de acolo cu o răceală, iar nu-i bine. Știi? De aia zic că vremea nu prea ține cu noi în această perioadă de lună mai, poate că reușim cumva să o îmbunăm pe începutul lui iunie. Bun, dar hai să vedem ce scriu ziarele, că tot menționam mai devreme despre asta.
Ziua de Cluj este ziarul care îl are pe prima pagină pe Apostol, Libertate pentru Apostol. Cum ziceam, subiectul cu eliberarea lui, sau liberare, eliberarea, nu? Eliberarea din penitenciarul Bistrița. 117 mijloace de transport noi la Cluj în 4 ani. Mă rog, ceva statistică seamănă cu chestii electorale, adică imagini, n-aș vrea să insistăm. Dar putem să citim despre un liber la expropier pe autostrada Sebeș-Turda sau despre Comuna Sic are o nouă mașină de pompieri, praz ardelenesc. Ardelene. Ce înseamnă asta, praz ardelenesc? Adică e analogia cu ce? Ceva de genul, bine mă, vor și ăștia din Sic o mașină de intervenție, ce cu figurile astea? Cam, eu așa îmi traduc din titlu. Din punctul meu de vedere, fiecare localitate ar trebui să aibă dintre astea mai mici, vreau să zic. Adică, ok, nu știu, Clujul, Oradea, Baia Mare, Sibiu, astea, au departamente. Dar bine, localitățile alea mai mici, știi? Localitățile mai mici ar cam trebui să aibă și ele fiecare. Unele dintre localități și-au cam făcut acest, cum să zic, serviciu mai aproape și l-au apropiat. În sensul că și-au luat o mașină, la. Dar încă nu toate. Și noi considerăm asta un lux. Știi? Băi, un lux. Mai facem și mișto uneori. În fine, zi de zi de Mureș, serviciu de evidență a persoanelor inaugurat la Râciu. Vedem acolo tăierea panglice. Ai de capul meu, ce frumos, nu-i așa? Nu, nu vreau să citesc despre tăieri de panglice. Indiferent, bă, nu contează ce serviciu. Nu acum, mă, frate, nu. Eu aș interzice inaugurările și tăierile de panglică cu 2 luni înainte de vreo chestie electorală. 2 luni. Bă, nu contează. Nu contează că mie așa îmi par că toate sunt așa niște ițe din astea, ca o pânză de paianjă, știi? Chiar dacă, nu știu, Gheorghe, să zicem, el nu-i niciun partid, niciun partid politic. Sigur că nu este. Dacă un Gheorghe nu este într-un partid politic, tu spui așa pe literă de lege că el nu are, cum să zic, nu are niciun fel de control politic da, care să fie aplicat asupra lui. Pe de altă parte, dacă omul merge, să zicem, seara cu reprezentanții unor partide la masă, doar masa, mâncarea, mâncatul în sine, este o acțiune care ține de proprietate, cum să zic, de a fi om, om cu om care iau masa, pentru că vorba aia trebuie să mănânci ca să nu mori, nu poți să-l acuzi pe om că are legături politice. Sigur, nu poți să-l acuzi pe litera legii. Înțelegi ce vreau să zic. Angela Macarie, 3 decenii de activitate la Biblioteca Județeană Mureș. Na, uite, despre asta aș citi. Despre tanti care e la bibliotecă. Zilele trecute mă întâlneam și cu un domn care lucrează la biblioteca din Zalău și el, practic, a dat Clujul pe Zalău, cum ar veni. Sunt și momente în care i-ar părea rău, ar vrea să știe cum ar fi decurs viața lui dacă ar fi rămas într-un oraș mare, dar își găsește foarte fain avantajele și în orașul acesta mai mic. Deci oameni din ăștia normali, știi, și care în principiu fac fapte bune, nu ca... Informația Harghitei, dezvelirea grupului statuar Marton Aron din Miercurea Ciuc în prezența președintelui Ungariei. Ia uite, mă, a fost președintele Ungariei aici. Ce zici? N-am înțeles, zi mai tare? Și acolo o panglică, ia, băi, colegul Tibi. Astăzi, zi, foarte bine, are un nas Tibi incredibil. Sau ochi, sau urechi, ceva, are ceva, sigur. Foarte bine a sesizat el o tăiere de panglică, o dezvelire, o chestie din asta, așa... Cum zici? Că poți să tai o panglică de? De șiboviță? Ce e aia șiboviță? Nu știu exact. O sticlă de țuică și cu o panglică ce e la... Ah, nu înțeles. N-am înțeles foarte bine. Ok. Și se bea după aceea țuica? Da, colegul Tibi îmi povestește tot felul de chestii, o să-mi detalieze probabil după emisiunea. De asemenea, un articol despre pelerinajul de rusalile catolice la Șumuleul Ciuc. N-am fost la Șumuleul Ciuc. Uite, aș avea un motiv, m-aș putea duce pentru ceva rusalii. Poate mă primesc și de rusalile ortodoxe. De ce nu? Făclia pe prima pagină, nu știu ce, iar ăștia cu... Se ceartă ăștia, nu știu ce, candidații la primărie, își scot ochii într-o vreme, deci fii atent, ce am remarcat.
Înainte cu puțin de a se da startul campaniei electorale, bă, în Cluj a fost așa o aranjare a discursurilor candidaților la primărie. Foarte mieroasă, adică, sigur, obiectivele stabilite de contracandidații mei sunt de luat în seamă, tot ce este bun este de urmat, eu voi contribui în plus cu ceea ce pot, am încredere în campanie. Știi, cam asta era linia discursurilor. După care mă așteptam să se întâmple un moment în care să vină și zbing, să-i dai un ataș, mă, că n-ai făcut bine acolo, că ești prost acolo, că nu știu ce, că aia nu-i bună, că ești un fraier. M-am găscut un pic altfel, știi, adică nu poți să zici, băi, ești un fraier. Nu o să vină nimeni să spună asta, știi, sau să zică, băi, boule. Nu, o să fie sub altă formă, știi, adică, bă, ce, ăla e punct în proiect și eu n-aș face așa ceva, domnule, pentru că eu cred că mai bine este să nu știu ce. Adică, cum ești așa contra candidaților. În fine. Mai citim despre ce să mai zic. Eu tot cu proiectele astea ale candidaților, nu am chef de așa ceva. Unitatea militară 01369 Cluj-Napoca vrea să cumpere piese de schimb pentru TAB. Ok. Cu peste 5 milioane de lei. Ok. Printr-o licitație restrânsă, nu știu ce. Bănuiesc că o fi bine, nu-mi dau seama. O să citim în schimb articolul și poate că pricepem de ce este nevoie. De obicei se cumpără piese de schimb când se strică ceva, adică mi se pare firesc. Și articolul înțeleg că ne anunța asta. Bun. În schimb de apostul iarăși găsim detalii. Un articol care începe pe prima pagină, se termină pe prima pagină. Și mai citim despre sesiunea de primăvară de comunicare și științifice a Comitetului Român de Istorie și Filozofie a Științei și Tehnicii. Da. Ok. Și aniversarea Habitat for Humanity Cluj. 9 familii au de săptămâna trecută prima lor locuință decentă. Exact. Am vrut să zic vineri și m-am luat cu altele. Vineri a fost această inaugurare a caselor pentru cele 9 familii în Jucu, într-adevăr. Și de altfel era și o sărbătoare a Asociației Habitat for Humanity. A fost tare fain aranjat totul acolo. Monitorul Express, pe prima pagină, scrie despre directorul Spitalului de Copii din Brașov, care vrea să dea în judecată Hexifarma. Păi vrea, numai vrea, păi prieten, aliniază-și tu curentului, dă-i în judecată. Dr. Liviu Muntean face o mărturisire șocantă pe Facebook și consideră că în scandalul dezinfectantelor poate fi vorba despre un atentat la siguranța națională. Normal. Ieri, magistrații judecătoriei sectorului 5 au decis că firma Hexifarma nu poate fi dizolvată. Normal. Acum, sigur, trebuie să citim articolul, da. De ce s-o dizolv, frate? Deci, stai, întâi trebuie să-i mulgi înapoi banii pe care i-a sub, știi? Și după aceea, să vezi ce e de făcut. Se caută constructor nou pentru finalizarea parcării din Poiana Mică. Mai citim despre premianții turneului Stere Adamache. Despre brașovenii care revoluționează bicicleta și... Sper că nu dăm prima pagină cu ăștia cu sigla lor de candidat la primărie. Jurnal Bihorean, Dragnea, atac la Bolojan. Asta cu avocatul popular, nu știu ce. Jurnalul Bihorean mai scrie despre actrița Susan Sarandon, care l-a criticat aspru pe Woody Allen. Băi, cu siguranță Woody Allen, când a aflat asta, așa s-a supărat pe viață. Doamne! În fine, 25 mai, scadență la declarația devenit pe anul 2015. Persoanele fizice care au obținut în anul 2015 venituri din activități independente trebuie să depună la fisc declarația 0200. Bă, cred că și eu trebuie să fac asta. Adică, dacă vă știți într-o situație sau dacă nu știți sigur, dacă vă aflați în această situație, oba, vorbiți cu un contabil sau, mă rog, cineva care se pricepe la nebunia asta și chiar ar trebui, poate într-o dimineață, ar trebui să povestim cu un specialist și noi. Să vedem. Da, proiect de lege pentru bunicii necolectivizați, alt subiect. Mesagerul de business a Năsăud, ce să știți? Nu putem să-l dăm, într-adevăr. Deci toată prima pagină este cumpărată de reclamă. Băi, le merge tare bine așa. Băi, unele ziare sunt foarte încântate când este campania electorală. Frate, e o nebunie acolo, prima pagină. Eu cred că de acum trebuie să redenumim. Pe perioada campaniei electorale ar trebui să redenumim rubrica asta, nu prima pagină a ziarelor, ci a doua. A doua pagină a ziarelor. În fine.
De duminică, Țara Năsăudului este cu adevărat patria consumului popular. Vă zic așa doar ca să știți. Într-adevăr, a fost mare îmbrăcare în zilele trecute. S-a făcut un fel de record al celei mai mari hori, hora oamenilor în costum popular. A fost foarte fain, am văzut imagini de acolo. Într-un fel îmi pare rău că n-am ajuns la eveniment, eram în altă parte, dar mi-a plăcut vestea asta. Și ultimul ziar pe care îl mai luăm acum rapid, Monitorul de Cluj. Unde se duc castanii când nu mor în picioare? Oare putem să dăm prima pagină? Ha? Nici nu știu ce să zic, acolo pe jumate iar avem cu ăștia candidați. Ioi, și mor. În fine, vă zic eu, n-ați dat ziar, nu? Da, că mă credeți pe cuvânt eu, că am dat, dacă nu intrați și pe net și vedeți acolo parte din ziare. Unde se duc castanii? Despre ce este vorba? Despre faptul că s-au tăiat castanii pe care îi știam în Cluj, lângă catedrala ortodoxă, știi, e catedrala și peste drum e seminarul teologic. Na, acolo erau niște castani mari, cu coroană deasă, bătrâni, în fine. Și, uite, a mai rămas, Tibi, putem să facem o apropiere? A mai rămas doar trunchiul ăsta, bucățica de trunc, sau nu știu cum se zicem, rădăcina plus ceva ieșiri pe din afară. De ce s-a întâmplat asta? Asta se întreabă cei de la Monitorul de Cluj. De ce s-au tăiat acești castani? Mă rog, probabil că în perioada următoare o să vedem și un răspuns. Clujul îi suflă în ceafă Bucureștiului, un alt titlu. Dezvoltarea economică a Clujului din ultimii ani este un semn clar că municipiul Cluj-Napoca este un concurent serios pentru București și că sunt șanse mari să ajungă din urmă capitala pentru chiar, poate chiar să o depășească. Uman, drept să zic. Bun, eu că locuiesc aici și intenționez să locuiesc o bună bucată de vreme în Cluj. Eu nu țin neapărat să depășească. Eu sunt la fel de acord să fie pe aceeași linie de dezvoltare și mi-aș dori ca mai multe orașe din țara noastră să se dezvolte mai mult, pentru că există un potențial fantastic în atât de multe orașe și nu pot să pricep, domnule, cum naiba sunt așa de orbeți cei din administrația respectivelor orășele care au potențialul de care vorbesc și nu floresc, adică rămân acolo și ca un fel de boboc înghețat. Tot stă acolo și la un moment dat ar trebui să vină cineva care să... Ce frumos! Ok, cam... Ba nu, stai, că mai avem ora de Cluj. Foarte pe scurt, am uitat să o printez, dar o rezolv imediat. De asemenea, găsim un articol despre Sorin Apostu și dacă vrem să ne amintim și de superconcertul și petrecerea celor mai tari percuționiști din câți a produs Clujul în 4 decenii, putem să citim un articol în acest sens, o petrecere muzicală surpriză cu percuție multiplă la Conservatorul din Cluj. Este un articol în oradecluj.ro de pe platforma Ora de Știri. Bun, da, cam acestea sunt chestiunile pe care vreau să le punctăm astăzi. Haide în clipele următoare să povestim despre Steps. Dacă vreți. Încă tocați din nou alături de noi. De ceva vreme nu ne-am văzut, bună dimineața. Bună dimineața. Cum ești pregătită, voioasă, în formă? Sigur, o să fim și mai voioși săptămâna viitoare, după ce trece această săptămână plină de cultură și de dans contemporan pe care îl organizăm, după cum am spus și în martie, când am avut parte de un spectacol extraordinar cu Casa Plină. Acum organizăm alte 4 spectacole de dans contemporan în cadrul Festivalului Internațional de Dans Contemporan Steps, care a început ieri, tot cu Casa Închisă, la studioul Sapientia, cu spectacolul Zigzag, un spectacol extraordinar de bine reușit și de bine realizat, cu oameni de marcă în public, ceea ce ne-a bucurat în mod deosebit. În martie, cred că spuneai că așteptai cu nerăbdare să vezi și, sigur, cum îți organizau oamenii să își cumpere bilet și așa mai departe. Cum de reușit să faceți Casa Plină? Adică e un secret pe care nu-l dezvăluiți sau
Nu este un secret. Eu cred că Clujul dovedește în continuu dorința sa de cultură și de diversitate în cultură, până la urmă. Iar acesta este singurul eveniment de dans contemporan de această calitate și care probabil are și prețuri accesibile. Iar mulțumiri speciale colegii mele Renate, care se ocupă de promovare, așa că da, credem că calitatea spectacolelor, numele care vin în aceste spectacole, premiile pe care aceste spectacole le câștigă atât în România cât și în alte țări, dovedește că merită să veniți să vedeți spectacolele noastre. Haideți să vedem spectacolele la care putem să mergem astăzi, de exemplu. Astăzi este o zi specială, deoarece în cadrul acestui proiect pe care îl derulăm finanțat de fonduri norvegiene și de Guvernul României, am avut o idee și obligație până la urmă de multiculturalitate. Ca urmare, astăzi va apărea pe scena Operei Maghiare ansamblul de dans din Ungaria, unul dintre cele mai bune ansambluri tradiționale. Iar mâine este un spectacol 7x7, al cărui compozitor este Țari Tibor, câștigător al premiului UNITER. Acest spectacol va fi la Studioul Sapiența, pe calea Tulzii numărul 2. Este un spectacol care traversează până la urmă toate etapele vieții prin mișcare și muzică deosebită. Iar joi ne întâlnim cu Arcadie Rusu, unul dintre cei mai talentați coregrafi din România, tineri coregrafi din România, cu spectacolul Nesom. Acesta se va desfășura la Opera Maghiară. La 7x7 nu mai avem bilete, dar la Nesom și la restul spectacolelor încă se mai găsesc câteva bilete. Nesom este o lucrare care a câștigat Big Dance Festival în 2012, una dintre cele mai... este ca și o olimpiadă culturală care s-a desfășurat la Londra în cadrul acesta al dansului contemporan și suntem foarte bucuroși că am reușit să îi aducem și la Cluj. Iar pe 23 mai, luni, avem deosebită plăcere de a oferi clujenilor o coreografie de marele regizor Gigi Căciuleanu, care anul acesta a câștigat premiul UNITER. Ansamblul care va, compania de dans care va prezenta cele trei coreografii ale lui Gigi Căciuleanu se numește Karma Dance Project și sosește tocmai din Franța. Tot la Opera Maghiară va fi acest spectacol și sperăm ca să fim într-adevăr cât mai mulți ca să ne bucurăm de aceste programe. Duminică este un, iarăși un moment inedit. Am dorit să ducem puțin dansul în afara centrului orașului. Ca urmare vom lansa, să zic așa, Cinema Dacia din Mărăști, care tocmai acum va fi inaugurat. Vom duce acolo două spectacole de dans popular, maghiar, român și țigănesc, în interpretarea ansamblului Mureșul din Târgu Mureș. Deci acolo intrarea este liberă, așa că invităm toți oamenii din Mănășturi și nu numai ca să vină la acest spectacol, care sunt două spectacole de dans folcloric, teatru, deci sunt mai multe combinații care sunt foarte interesante. Un program tare încărcat, e, așa îmi pare mie, foarte stufos, bine, poate și din originea faptului că la fiecare dintre spectacole ai foarte multe de spus, pentru că într-adevăr are o încărcătură și de premii și de aprecieri și așa mai departe, ceea ce este foarte, foarte fain. Unde găsim detalii? Pe site, pe Facebook, pliante? Da, cel mai... cea mai amănunțită informație o găsiți desigur pe Facebook, care este facebook.com/stepdancefestivalcluj. Deci Cluj, acesta este site-ul, adică Facebook-ul unde găsiți și da, sunt afișe și pliante și datorită dumneavoastră putem să ajungem la cât mai multă lume și mai găsiți informații și pe site-ul Operei Maghiare.
Care este un fel de partener, înțeleg, da, al sigur. Opera Maghiară este un partener al STEPS-ului, este o instituție foarte deschisă, iar directorul festivalului nostru, Dan Sorin, a avut această inițiativă acum 2 ani în urmă, când a început festivalul, și cea mai mare cooperare până la urmă a găsit-o până în momentul de față la Opera Maghiară, și de aceea suntem într-o colaborare care funcționează. Cum să spun eu, publicul pentru STEPS, ce caracteristici ar avea? Cum vezi tu oamenii care au venit până acum la festival și pe care îi aștepți în continuare? Da, este foarte bună întrebare. Eu simt că am ajuns tocmai la acea categorie de vârstă care iese foarte greu din casă. Și aceea este vârsta mijlocie, deci adulții. Avem, desigur, și mulți tineri, dar așa cum mă uit în sală, sunt mai mult între, ce să zic, 30 și 60 de ani, ceea ce ne încântă foarte mult, pentru că știm că acești oameni sunt cei mai ocupați, cei mai greu de mișcat, și, într-adevăr, dacă la operă vin mai mult oamenii în vârstă sau, știu, copiii la spectacolele pentru copii, aici chiar simțim că vârsta mijlocie vine la spectacole. Aruncă, îți mulțumesc foarte mult pentru toată această prezentare foarte succintă și foarte clară. Vă urez succes cu toate aceste spectacole. Bilete, am înțeles că doar la unele spectacole mai sunt, așa că să nu pierdeți timpul dacă v-a stârnit curiozitatea aceste spectacole. Și te mai aștept și cu feedback-ul după acest spectacol, dar și cu alte evenimente. Festival, vreau să zic. Mulțumesc frumos! În clipele următoare aș vrea să urmărim reportajul pe care îl aminteam la începutul emisiunii, reportajul realizat de colega noastră Diana Apahideanu. Până la finalul proiectului, participantele vor realiza câte un reportaj împreună cu jurnaliștii TV Cluj prin tehnica Mojo Mobile Journalism. Aceasta se folosește în special atunci când subiectele nu necesită mult timp pentru documentare sau a căror cercetare se poate face din mers. Subiectele au fost gândite astfel încât să permită abordarea creativă a temelor propuse. Pentru mine este o etapă nouă, ca pentru un jurnalist este o etapă nouă și dezvoltare personală foarte mare. Eu cred că acest program este foarte important pentru toate jurnaliștii, și pentru Moldova, și pentru România. Mi s-a părut foarte interesant. Trainingul este Mojo și cred că are perspective și la noi, și îl folosim și acasă la noi, la Chișinău. Eu cred că orice experiență asta e un pas înainte în dezvoltarea profesională. Acest program continuă proiectul TVR Cluj Jurnalist în România și reunește jurnaliști de televiziune din România, Serbia, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova și Rusia în scopul cunoașterii reciproce și a creării în plan media a unui spațiu comun. Programul este structurat pe mai multe etape. Prima se va derula la Cluj în perioada 15-21 mai 2016, iar următoarea va avea loc la începutul lunii iunie în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia la Comrat. Deci o să înțeles despre ce este vorba. Se ia un telefon mobil, se ia un pic de spontaneitate și dorință de a transmite informațiile legate de un eveniment sau, eu știu, a unei activități în care ne aflăm. Dorința asta de a o da mai departe către public este noua formă a jurnalismului. Știi că se mai creează platforme de genul tu, cititorule, poți să fii reporterul nostru, spune-ne ce se întâmplă în jurul tău și noi te facem cum ar veni reporter adevărat. În mare parte se apropie de realitate povestea asta, dar dacă tot aceasta este direcția spre care merge jurnalismul, de ce să nu o facem totuși profesional? Și atunci se realizează și un curs de jurnalism mobil, se realizează și un proiect, cum spuneam, în această zonă de centru est a Europei, la care să participe, de fapt, jurnaliști din această parte a Europei, pentru a învăța împreună unii de la alții, pentru a ne perfecționa, pentru a ne specializa pe anumite nișe. Că și Oronco vorbea mai devreme despre nișe. Au găsit o nișă a evenimentelor și iată, sold out, casa închisă, atât de repede s-au vândut biletele. Alături de mine, Natalia și Jana, bună dimineața, fetelor! Bună dimineața! Vin din
Găgăuzia, respectiv din Moldova. Republica Moldova, din Chișinău, de la, cred, redacția de limbă rusă, dacă bine am înțeles. Bine am înțeles. În consecință, fetele aveau puține emoții. Nu o să știu toate cuvintele, nu o să pot să am exprimarea aia fluentă. Într-un fel e de înțeles că și eu, de exemplu, dacă m-aș duce într-o redacție de minorități și aș încerca să vorbesc limba minorităților respective, n-aș putea să o vorbesc la perfecție. Și atunci, de asta nu ne deranjează dacă mai sunt mici greșeli. Așa că, foarte cu relaxare, bine, totul este foarte potrivit. Dar haideți să cunoască mai bine telespectatorii, de fapt, cu ce vă ocupați voi și de unde, de la ce televiziune veniți mai exact. Natalia. Eu sunt din Chișinău, din postul de televiziune care se numește ITV Moldova, Independent TV Moldova. Eu mă ocup cu diferite filmulețe. Adică eu filmez o emisiune pe săptămână, câte 25-30 de minute, pe diferite teme. Adică pot să iau și economie, și social, și ceva legată de politică, și ceva legată chiar și cu cultură, dar sincer vă spun, cultura asta nu pentru mine, mai interesant pentru mine ceva de legat de economic, da. Sau ceva de genul. Și îmi place foarte mult să fac și investigații jurnalistice. Mă ocup cu televiziunea deja de 10 ani și sincer vă spun, televiziunea asta e viața mea, asta e pasiunea mea și eu știu foarte, foarte mult și foarte bun cum voi faceți grijă aceasta, cum voi faceți televiziune, este o experiență bună, este o pasiune, este viața omului, pur și simplu. Asta este. Într-adevăr, da. Și eu lucrez ca un producător acolo la ITV Moldova. Facem, filmăm împreună cu... Alegem teme singure. Pe fiecare săptămână eu trebuie să dau un produs calitativ de 30 de minute. Toată emisiunea trebuie să fie pe un anumit subiect sau sunt mai multe subiecte care alcătuiesc de fapt emisiunea ta? Nu, este, eu aleg temă și eu construiesc emisiunea în jurul temei acestea. Uh-huh. Facem, căutăm un erou care ne povestește ceva interesant și încercăm să reflectăm viața eroului la emisiunea aceasta, dar să spunem cum tema aceasta influențează pe statul. Adică este un erou și este statul. Și care este viața eroului în împrejurul statului, sau cum să spun. Adică, în legătură cu statul, în legătură probabil cu statul, da. Ce aport își aduce unul altuia, că până la urmă și statul trebuie, nu mm-hmm. pentru asta ai făcut cumva statul, să ajute indivizii, dar și oamenii, fiecare să facă ceva pentru statul. Spre exemplu, noi avem diferite probleme pe care noi, jurnaliștii, trebuie să abordăm. Adică oamenii pleacă peste hotare, noi vrem să spunem despre asta, fiindcă noi avem foarte mulți foarte buni, foarte talentați oamenii care trebuie să rămână în țară. Spre exemplu, noi avem locuri de muncă, trebuie să vorbim cu statul despre chestia asta, adică să abordăm problemă, să nu să nu să mutăm, da, sau cum. Nu să o ascundem. Adică foarte multe teme noi putem să abordăm, să spunem, dar totuși ideea mea că spectatorul o să aude că există ceva în statia în Moldova și noi suntem, noi avem putere să schimbăm aceasta. Și statul, și noi, dar în primul rând noi, oamenii, fiindcă totul depinde de noi. Foarte frumos spus. Uite, ca o jurnalistă. Jana, tu ești din Găgăuzia. La ce televiziune ești acolo? La Găgăuzia eu am lucrat la televiziunea Primul Poporului. Первый народный. La limba rusă, первый народный, dar când noi traducem, Primul Poporului. Eu am o emisiune. Emisiune ca o biseda. Un fel de talk-show. Un fel de talk-show? Da, okay. Da. Fiecare săptămână la 13 de minute. 30 de minute. A, jumătate de oră pe săptămână, ok. Da. Temele este toate diferite. Pot să fie o politică, pot să fie o cultură, despre istorie, despre ceva se întâmplă. Eu приглашаю. Invitam o specie sau 2-3 oameni
și fac o emisiune interesantă. Dar pentru mine mai importantă este știința despre cultură, despre istorie și... Ea este pasionată de cultură. Da, da. Și de ce eu mai mult... уделяю внимание. Я încearcă să spun cât mai mult despre cultură, adică da, să da. Scoate toate interesante factele despre cultură din Găgăuzia. Și în Găgăuzia este oameni care învață despre cultură, da? Și care pot să spun ceva ce nu știi Я спомню, что НГГУЗ есть эксперты в культуре, которые я инвита, и ей, хотя дата, что и фактили, которые не менее НГГУЗ, но что да. Факт тот, дезволюир я. Да, 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 да. И чего-то из этого стади, к я есть и пассионата, что я мими спуня один старт, к я ей я плачу форте мульти культура. Я врясь спуне у Амини урдес при история лор. Asta este biserie ei. Da. Dar de obicei ne așteptăm ca oamenii să-și cunoască istoria. Au existat evenimente care să, nu știu, persoane sau poate, habar n-am, cineva care să ascundă părți din istorie? Eu niciodată n-am avut experiență de genul acesta, nu știu, poate Jana a avut. Eu să traduc. Nu, были ли такие моменты, когда люди какие-то факты из истории просто замалчивали? То ай văzut? Ай конфликтат? Eu не встречалась с этим. Astfel încât să fie nevoie de aceste dezvăluiri, la asta mă refeream. Da, e ok. Deci uite, cum spuneai tu că îți plac mai mult subiectele astea la alte, pe partea economică și politică, mai puțin cu cultura, Joana este invers, ei plac mai mult subiectele care merg pe această direcție. Tu de cât timp faci televiziune, Joana? La televiziune am lucrat 3 ani. 3-4 ani. De 3-4 ani. Da, din 3 ani, din 3-4 ani am lucrat ca reporter okay. Și 4 ani eu am lucrat ca la emisiune. Mm-hmm. Ai prezentat emisiunea cum ar veni. Da, da, da. Ok. Deci în total înțeleg mai mulți ani. Ai fost și reporter și prezentator. Da, da. Ok. Păi este o fetiță multimedie. Da. Da. Nu o să mai avem extrem de mult timp, doar vreo 3 minute. Știu că tu ai și primit niște premii pentru niște articole foarte interesante. Pentru, da, niște formulețe, dar sincer îți spun, nu prea bine, nu mă refer la premiile acestea și niciodată nu mă refer la premiile în total, fiindcă eu, pentru mine, este foarte important să fac produsul, cum eu văd produsul acesta. Tu foarte bine știi că există politică în țară, există oamenii care fac politică și câteodată jurnaliștii nu poate să spună ceea ce ei vrea să spună. Acum, pentru mine, a apărut o oportunitate să fac reportajele în acest fel în care eu văd. Și dacă tu ești pasionată de ceva, tu pur și simplu ai oportunitate să spui adevărul. Deci doar așa, ca să știe lumea, a făcut și Natalia acolo un reportajel, a destructurat niște rețele de traficanți de organe, sigur a primit niște premii pentru acest reportajel amplu de altfel, dar este modestă și e foarte drăguță și într-adevăr e foarte frumos că scoți în evidență faptul că e nevoie de pasiune ca să rămâi în această meserie. Dacă o faci, nu știu cum este în Republica Moldova, dar ca în România, dacă o faci pentru bani, nu prea ți este, că da. E complicat, nu este o meserie neapărat bănoasă, sau cel puțin așa mi se pare mie. Noi, ca oamenii de televiziune, noi știm perfect cum, cât de greu să fii un om de televiziune și cât de greu e să fii, să faci un produs. Dar totuși este o iubire ta, hai să spunem sincer, da? Fiindcă când iese un produs bun, ești foarte fericită. Ai o satisfacție deosebită. Da. Ați mai fost până acum în România? Joana, ai mai fost în România? Nu, nu. E pentru prima oară? În România eu am plecat în primul rând și eu foarte îmi plac toate peisajele, toate foarte multe verde, natura, da, da, natura e verde. Foarte frumoasă și Cluj pentru mine e un orașul ca
ca în Italia, ca în Paris. Seamănă cu Italia, eu spun. Da, da. Ceva de... Un oraș mare, asta înțeleg. Da, sau e foarte multe obiecte istorice, e foarte multe obiecte neobișnuite și de aceea e... Vezi case neobișnuite, da, dar și oamenii sunt foarte... Da, e foarte frumoasă și foarte bună pentru... Foarte important pentru popor. Natalia, da, eu am mai fost la București, am fost la Brand, dar sincer vă spun, Cluj este cel mai frumos oraș pe care eu am văzut în România și foarte mult vreau să spun mulțumesc la Romeo Cuuzi și la toată echipa la TVR Cluj care ne-a oferit posibilitatea aceasta, fiindcă noi am făcut cunoștință cu foarte buni oameni și este o experiență super tare. Mult succes în acest curs în care sunteți implicate, în acest proiect de fapt, Reporter Est. Vedem și în zilele următoare alte persoane implicate în acest proiect. Ne întâlnim mâine dimineață în Cembucor 8, o zi fabuloasă tuturor!